Investigația Recorder arată cum un fost preot ortodox din Bacău, Petri Călașcu, a filmat cu camera ascunsă modul în care mai mulți oameni politici locali și preoți și-ar da binecuvântarea pentru o posibilă fraudare a banilor publici. Printre cei filmați este și arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Putem obține finanțări de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Aș putea obține și pentru Constanța, în jur de 800.000. Am vrea să avem aprobarea în arhiepiscopii voastre. Singura noastră dorință este... Avem și noi comisionul nostru de 20%, adică de 160.000. Într-o altă întâlnire cu un consilier al arhiepiscopului, lucrurile au fost clare. Putem aduce 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Marea majoritate a banilor se distribuie politic. Singura noastră pretenție, comisionul e 20%, adică în regulă. Și unde ziceți acolo? După ce a fost înregistrat, autorul investigației l-a sunat pe arhiepiscopul Tomisului pentru a-i spune acest lucru. Ierarhul a respins acuzațiile. Și dumneavoastră reacționați la această propunere cu e o mană cerească. Poate fi astfel o mană cerească. Cum să spun așa ceva? Asta e mană cerească ce veniți dumneavoastră. I-a spus că are ușile deschise la Secretariatul de Stat pentru Culte și că poate obține finanțare, dar că în schimbul acestui serviciu el cere 20% șpagă. Reacția înaltă a Sfințitului Teodosie a fost că a acceptat bucuros oferta. Nu a avut nici măcar o tresărire că ceea ce face el este o faptă imorală și ilegală. Am încercat și noi să stăm de vorbă atât cu reprezentanții Patriarhiei, cât și cu arhiepiscopul Teodosie. Nu am reușit. Reprezentanții Patriarhiei au refuzat să ne dea un punct de vedere. Ne-au transmis doar că singurul care are obligația să o facă este arhiepiscopul Tomisului. Într-un comunicat de presă, arhiepiscopia Tomisului susține că... În ceea ce privește presupusele fapte de corupție, mită, trafic de influență, prezentată ca o certitudine absolută de publicația respectivă, apreciem că aceasta nu există. În ceea ce privește persoana înalt preasfințitului părinte Teodosie și a părintelui consilier Petre Ilie și ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanțelor competente pentru examinarea și eventuala soluționare a situației. Arhiepiscopia mai spune că așa zisele demonstrații și probe oferite de către publicația Recorder sunt de fapt un colaj de imagini și filmări obținute fraudulos. Arhiepiscopia mai susține că cel care a cerut audiență este un fost preot condamnat penal pentru infracțiuni de înșelăciune și evaziune fiscală, caterisit de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Materialul investigației Recorder a produs tulburare în lumea ortodoxă. Era cu acesta smintit oricum foarte multă lume. Nu văd de ce este tolerat să o smintească în continuare. Dar asta e treaba sinodului care l-a pus și care poate să-l și depună. Nu-i treaba noastră la ICAD, nu-i treaba noastră la preoților. Noi doar semnalăm și ne exprimăm revolta, dar mai mult de atât nu putem face. În 2016, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii DNA l-au acuzat atunci de luare de mită și folosirea de declarații false pentru a obține fonduri europene. În 2020, a fost achitat definitiv.